Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt și ne delectăm astăzi cu un exercițiu de care oricine ar avea nevoie pentru transportul în siguranță al câinelui său. De cele mai multe ori oamenii aleg să momească animăluțul cu mâncare pentru a urca în cușcă, însă aceasta este o dovadă clară de ineficiență. Câinele nu se va urca într-un loc necunoscut chiar dacă acolo se află mâncarea. Va refuza mâncarea, va renunța la ea, știind, bineînțeles, că s-ar putea să o câștige undeva într-o situație mult mai safe. Astfel, hotărâm noi ce și unde este mai bine pentru el. Bineînțeles că, surpriză, chiar va fi ceva interesant acolo. După ce îl pun în fața faptului împlinit, acolo se va întâlni cu recompensa. Acum, în aceste condiții, recompensa are o cu totul și cu totul altă valoare decât inițial dacă am fi asociat-o cu stresul intrării în cușcă. Câte minute au trecut de la urcare? 2 minute. A, nu. 2 minute, nu? Ai văzut? Hai, liber. Și ca în oricare alt exercițiu, este timpul ca Raluca să-l direcționeze pe Porto în cușca de transport. Dacă acest moment decurge conform planului, Raluca este liberă să poată repeta cu câinele acasă acest exercițiu. Astfel îl poate urca în mașină când vrea să plece cu el la doctor, îl poate urca în mașină în cușca de transport când vrea să plece cu el la plimbare, la socializare cu alți câini, la parc, când trebuie să vină la dresaj pentru următoarele sesiuni în care învățăm lucruri noi. Nu cred că mai este necesar să vă amintesc că transportul animalului în cușcă conferă acestuia siguranță. Sau... Doar pune recompensa. Sau vă scutește de niște cheltuieli dacă, în condițiile în care ar fi pe banchetă, se apucă să ronțe o tetieră sau mânerul de la scaun. Și acum închis. Îți organizezi un pic mișcările. Organizarea mișcărilor și abordarea fac diferența între a învăța un câine în 5 minute sau în 2 săptămâni. Ce alegeți? Irosirea timpului ori învățarea eficientă? Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!